fanii emisiunii Mireasa, sunt mereu foarte atenți la concurenți, la ceea ce se întâmplă, la jocuri, la orice și au observat mulți dintre ei, au și pus pe grupurile Mireasa screenshot cu faptul că la acest concurs al declarațiilor băieților o parte dintre ei, și anume Dima, Mihai, Dani și Vlad, au foarte multe like-uri de la persoane din India. Au cumpărat practic acele like-uri. Sunt niște boți din India și așadar se vede că nu este un concurs jucat corect. Postase și viperele vesele un mesaj și ar fi Îndrumat oamenii să-l voteze pe Alex, dar văzând că voturile sunt cumpărate, a spus că preferă cei 600 și ceva de uh, votanți decât să aibă 6000 de boți. Unul dintre fani a venit cu propunerea să se țină cont doar de inimioarele date la postări de acel ador, pentru că acelea nu pot fi cumpărate, dar nu știm dacă se vor sesiza cei de la Mireasa pentru a discuta acest subiect sau pur și simplu vor lua um, cele mai multe like-uri și vor desemna câștigătorul.